M-am născut într-un sat pe malul Prutului, un sat pitoresc, Grozești, raionul Nisporeni. Un sat cu oameni frumoși, deștepți, ca și mine. Și mai ales modești. Ca și modești. Și modești. Și modești. M-am născut într-o familie cu 6 copii. Dumneavoastră fiind al? Al doilea. Al doilea. Părinții, profesori de școală, tatăl meu, profesor de istorie și drept, un om destul de sever, mama, o ființă mai îngăduitoare, care tot timpul încerca să ascundă de tată șotirile noastre. Făceați șotii multe copilărie? Da, da. Care? Ce pozne? Vă spun, pe ce credeți că am fost perfect? Nici măcar nu mă așteptam. Nu suntem niciunul. Am fost un copil ca toți alții în statele Moldovei. Cunosc și eram chiar militantul plugușorului, îmblam cu colinda, vara mai făceam ravagii cu prietenii prin cireșii vecinilor, mai era și la cluburi, încă eram, dacă consumam multe argumente de convingere. Făceam concomitent școala medie și după aia școala muzicală, la insistența părinților, desigur. Făceam și sport, dar în rest am avut o preocupare, care poate mi-a și prescris viitorul într-un fel oarecare, pentru că pe timpurile alea în sat nu era nici internet, nu erau filmele Hollywoodului, nu erau toate accesoriile astea. Nu lipseau doar la dumneavoastră în sat, nu se inventaseră multe dintre ele. Exact. Și atunci m-am regăsit în cărți. Eu am fost oriunde. Am colindat universul, am fost prin junglele Amazonei, am fost în cruciadele făcute, totul prin cărți. Mi-am arătat toate sentimentele în ele. Mă surprinde să aud asta și vă spun de ce. Arăt eu cumva? Nu, pentru că una dintre bârfe sau unul dintre zvonuri legate de numele dumneavoastră spunea că nu ați avea decât 8 clase. Destul de eronate zvonuri. De fapt, am absolvit școala medie din sat, fiind menționat cu medalie de aur. Chiar însemna... 5 pe linie, pe vremea aia. 5, egal 10, da. Azi. Chiar însemna, nu știu, foarte mult pentru mine. După școală, ce a urmat? După școală, când aveam 17 ani, am plecat din sat, am venit în Chișinău, ca să-mi încerc puterile la Universitatea de Stat, la Facultatea de Istorie și Drept. Cred că mergeam pe urmele taică, tatălui meu. Și s-a întâmplat că exact în anul ăla a apărut o exigență nouă. Era necesar 2 ani de experiență de muncă. Sau armata făcută. Sau serviciu militar făcut. Da. Și dumneavoastră la 17 ani nu aveți cum să le aveți pe cele două. Nu avem de unde, nici una, nici alta. Și atunci, având un an până la serviciu militar, am preferat să-mi încerc puterile undeva. Unde era concursul cel mai mare, de fapt, că era și o rușine să mă întorc în sat. Nu avea să mă crede nimeni că nu am reușit. Că ați renunțat de bunăvoie. Exact. Și atunci, după toate selectările, m-am prins cu Facultatea de Tehnologie la Universitatea Tehnică. Cât unde era concursul? Unde concursul era circa 20 pe loc. Ah. Și? Ați reușit? Da, am reușit. Și mai era ceva. Să vedeți că în grupa în care învățam eram doi băieți doar. Atunci vă înțeleg. Da, la 17 ani e o motivație serioasă. Pe lângă... Deci merită chiar și cu 20 pe loc. Sigur. Să te bați. Sigur. Pentru cele două locuri. Da.
După un an de facultate am plecat să-mi fac serviciu militar. După serviciu militar am revenit și am absolvit facultatea de tehnologie. Ulterior, câțiva ani mai târziu, am făcut și facultatea de istorie și drept. Îi promisese eu cândva tatălui meu și... Deci până la urmă v-ați realizat planul, sigur, pe care vi l-ați spus la 17 ani. Tot timpul fac asta. Și prin anii 98-2000, mi se pare, am făcut și masteratul, primind licența de MBA. Master of Business Administration. Exact. Atunci, trebuie să vă întreb, având două facultăți și un masterat, de ce nu ați mers să lucrați în specialitățile în care aveați diplomă și ați ales să vă lansați în afaceri? Dar este absolut incorrectă părerea că pentru afaceri sau afacere nu necesită studii fundamentale și cunoștințe academice. Eu vreau să vă spun că atunci, în anii 90, când a fost o epidemie molipsitoare, de fapt, și toți s-au aruncat în afaceri, vreau să vă amintesc că era o situație, o incertitudine totală în viață, în societate. Se ruinase Uniunea Sovietică și cu ea toată economia planificată. În loc, apărând o economie primitivă, noi toți, eu, ca și mulți alții, am început să ne căutăm de treabă în afaceri. Și mulți, chiar fără studii, au reușit pe moment. Ulterior însă, într-o concurență poate mai agresivă, într-o recesiune economică, condițiile de studii sunt absolut necesare pentru a supraviețui și a dezvolta business-ul. Sunt de acord cu dumneavoastră. Se întâmplă ca ziua dumneavoastră de muncă să dureze și 14 și 16 ore. Și am mai auzit asta și de la foștii și actualii dumneavoastră de colaboratori cu care am avut ocazia să comunic. Ce vă face? Un om cu bani, cu stare, de ce ar face asta? De ce ar sta 16 ore pe zi la muncă? Nu banii, vă asigur. Cred că responsabilitățile apărute în timp m-au făcut să-mi prelungez ziua de muncă. Acum a devenit un mod de viață. Sau sunt obsedat de muncă, cum aș spune în rusă, trudăgoli. Facem o scurtă pauză publicitară și revenim la acest studio la discuția cu Vlad Plăpădurea.